Sigur, mi-am rămas, eu cel mai am rămas siderat când am văzut suma. Se spunea, e adevărat, până la 100.000 de euro. Fără asta să înțelegeți foarte bine, e vorba doar de materiale de montat și de demontat. Nu e vorba de curentul care, mă rog, și alte lucruri care se vor plăti, consumul de curent și altele. Sigur, suma mi s-a părut enormă. Am zis, e vorba totuși de 4 miliarde jumate, de ce până la? Mi s-a explicat de aparatul de specialitate a primarului că el nu va fi suma asta, va fi suma maximă. Bun, zic, care a fost suma minimă care ați facturat-o în ultimul an? Păi suma minimă a fost anul trecut în jur de 75-80.000 de euro. Adică, oricum mi se pare o sumă, de ce? Pentru că materialele ce se pot recupera din anii trecuți se refolosesc. Și atunci se comandă doar materiale noi. Nu mi s-a părut mult de ce, având în vedere că sunt atâtea proiecte în al doilea care sunt blocate sau încetinite din cauza lipsei de fonduri, din cauza lipsei de posibilității de cofinanțare, atâtea că ne zgârcim la atâtea activități care ar merita probabil să intrăm ca parteneri cu sume mai considerabile și nu dăm, pentru că tot timpul mi se spune că nu există bani la buget, nu există bani la buget, mie mi s-a părut clar, o gravă risipă să cheltuiești o asemenea sumă pentru iluminatul festiv de sărbătorile de an. Sigur, ni se